Ne aflăm la faza finală, premiere, acordarea premiilor festivalului, a premiilor Asociației Culturale Familia Leca și a premiilor Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancicov. Dați-mi voie să mulțumim gazdei și să se prezinte în fața noastră actorul Joe Popa, directorul acestui institut. Eu trebuie să beau, să uit ceea ce nu știe nimeni, ascuns în pivnița adâncă, fără a spune un cuvânt, singur, să fumez acolo, neștiut de nimeni, altfel e greu pe pământ. Pe stradă urle viața și moartea și plângă poeții poema lor vană. Știu, dar foamea grozavă nu-i glumă, nu-i vis, plumb și furtună, pustiu, finis. Istoria contemporană. E timpul toți nervii mă dor. Oh! Vino odată, măreț viitor. Eu trebuie să plec. Să uit ceea ce nu știe nimeni, mâhnit de crimele burgheze, fără a spune un cuvânt. Singur, să mă pierd în lume, neștiut de nimeni, altfel e greu pe pământ. Mi-am realizat toate profețiile politice. Sunt fericit! Frumos este cerul, senin sau mânios. Un aforist celebru te face să trăiești. Nu-i mâini, nici ieri, nici azi. Timpul aici sunt eu. Un solitar ce-a râs amar și-a plâns mereu. Cu al meu aspect făcea să mor, că-și tuturor păream suspect. Puteți să aplaudați. Acum, un an, doi de zile în urmă, au sosit în Bacău niște corifei ar timpurilor noi. Au venit să organizeze oarece evenimente culturale. Un milion de euro a costat, au plecat, se pare, cu ceva bani după ei, dar nu asta pare foarte important. Important este lucru că au venit să ne spună că Bacău n-are istorie. Au mai venit să ne spună că Bacăul nu are cultură.
E bine, tot ce se întâmplă, nu numai în aceste zile, aici, la Bacău, ce s-a întâmplat mai ieri, acum o săptămână, ce se întâmplă astăzi și ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla peste două săptămâni și apoi în noiembrie și în decembrie și tot așa, dovedește faptul că Bacău este un oraș dinamic, cultural, că există oameni de mare calitate, artiști, scriitori, poeți, care știu să se adune atunci când trebuie să se adune, le mai trebuie însă și omul care să știe să-i adune un cuvânt de laudă pentru Victor Munteanu, care face ceea ce face cu acest extraordinar eveniment cultural Avangarda 22. Victor, ia căruța cu scriitori, cu poeți, cu oameni de cultură și mergi mai departe în această seară pe care o doresc cât mai frumoasă aici la Centrul de Cultură George Apostol. Oameni buni! A fost talentatul și absolut originalul actor Geo Popa, directorul instituției, după cum v-am spus, om care, dacă n-ar fi fost aici timp de două decenii, pare să și chiar mai bine, cine știe ce ar fi fost această instituție. Și asta o spun fără să perii pe nimeni, ci din sinceritatea maximă. Ca atare, să ne ștergem puțin galoanele și lucruri. Iată care este forma. Noi încercăm la această premiere să prezentăm oamenii, cine suntem noi, de unde venim și ce vrem. Ca atare, Dumnezeu, absolut la întâmplare, deocamdată cred că, ultim, aici n-am jurul, cred, membrii jurului obligatoriu trebuie să fie ca să-l identific. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Corect. Aici, deci, cu Nicolae. Deci, să prezentăm prima dată jurul acestei ediții a festivalului. Începem, în primul rând, cu președintele jurului, care este un critic cu o voce absolut originală în critica românească, dar nici nu am eu cuvinte să-l prezint, fiindcă el depășește multe coade. Dar e vorba de Ioan Holban, directorul Teatrului Liceu din Iași și șeful multor instituții culturale, juri, președinte juri, inclusiv a unui scriitor de la București, care acordă premii naționale și așa mai departe. Vreau să vedeți din toate să mergem invers, de la mic la mare, de ce o să fie mare, ce o să se întâmple. Deci vreau să vedeți nu cred că e vorba să vorbim deocamdată despre juri, ci când începe premierea. Azi, eu pot spune, să știi. Nu, dar cu premierea lăsa la sfârșit. Nu, evident. Așa, deci mă las să vă spun bună ziua. Asta e un lucru nou. Ajunge. În rândul 2 vreau să vă spun că am primit 1.000.000 de euro dimineață de la Victor. Uite, cu o trădează și poate dar n-am venit să vă spun că n-aveți cultură și n-aveți istorie. Din potrivă, e domnul Leca aici, istorie, cât cuprinde. Asta ar mai lipsi să spun la Bacău, că să o iau din partea inimii, aș mânca rece acasă, că soția mea e din comune, din județul Bacău, și atunci dacă a făcut-o așa o gafă, nu mai până cald, s-a terminat. Nici măcar a glumă nu trebuie să spunem asta. Mai ales când în Bacău, care este unul din puține orașe, iată, din țara noastră, care, datorită unor poeți, în primul rând, și numesc pe Bacovea, evident, primul, și apoi continuând cu Sergiu Adam, cu Ovidiu Genaru, cu Victor Munteanu, Alexandru lasă la mince. Au făcut, nu, nu vorba de naștere sau de locuință, ci vorba dacă în opera lor Bacău e spațiu liric sau nu. Ei, la acești poezii pe care am numit mai devreme, datorită lor Bacău e mai mult decât un spațiu de locuit, este un topos. Un topos literar. Nu sunt multe orașe în România care să aibă această distinție literară, ca să spun așa.
Și atunci mă întreb, nu vreau să... Geoprecat, cred că aici. În zona, înțeleg. Nu știu ce a vrut să spună cine a spus asta. A zis cineva. Dar e o mare prostie asta. O imensă prostie și care dorește o lipsă de... o incultură gravă. Mai ales că Bacău Constat a importat așa din preajma, ca să folosesc un cuvânt, tot felul de oameni care se aflau în alte poluri literare. Și mă uit la domnul Calcan, care a venit de la Piatra Neam, și iată-i bacăuan. Și trebuie să plec și pe el aici, la, la Bacăuan. Domnul m-a scris pe domn colegul meu de, de juriu, care și el e bacăuan. Domnul Constantin Parascan, care uite la acolo, care și el se retrage la origine țară din, din lângă Moinești și face și Muzeul Găzarilor, Răzeștilor Găzari de acolo, într-o comună. Și lângă noi. Și încet, încet, domnul Iacob, care vine de la Piatra Neamț, se lansează cartea aici. Ultima sa apariție la editura Eikon, o carte foarte interesantă. Așadar, încet, încet, Bogdan Harlu, aici mă doare inima puțin, că el stă așa, ori la Iași, ori la Bacău. Acum nu știu când e Bacău de mers, dar e și și, mi se șoptește. Așadar, nu se poate pune în vorbe sau într-o logică oarecare povestea asta de care a spus Geo cu toată amărăciunea pe care am simțit-o în, în clas, mai ales că e actor și se referă la instituții care au conturi blocate din motivele acelea. Și ce poate fi mai rău? Că și paranteză și promit conchid imediat pentru un teatru nu facă producție. Asta e dezastruos. Îi dai salariul unui actor, îi plătești, mă rog, ați cu ce trăi. Dacă nu-i dai să joace, e, e dezastru. E tragedie și vă spun cu toată sinceritatea că știu asta. După 20 și ceva de ani petrecuți în teatru din România, Teatrul Național și Teatrul Luceafăr. Fără rolul un actor nu există. Cu tot cu salariul pe care le-a de acolo, sau ce știu eu, colaborările. Închid paranteza asta, care e neplăcută și îmi creează și mie un moment de amărăciune, că aveam o relație bună cu teatru de aici, făceam schimb de actori, veneam cu spectacole, veneau cu spectacole, s-a încheiat și în momentul ăsta. Dar poate să va relua, cine știe. Poate o să vină și o zodie bună. Așa încât mă bucur enorm că ne reîntâlnim aici și ca să adaug la ce am spus la început, pot să spun că sunt câteva evenimente vizibile la nivel național și care aduc un spor la acest, la sensul înțelesului acelui topos de care am spus la început. Și este Festivalul Bacovia, și este festivalul pe care îl face cu îndârjire, aș spune, Victor Munteanu, cu toate greutățile. Azi o să spunem de seară când mai face ediția următoare și mâine se răzgândește și o să o facă și tot așa. Este un lucru extraordinar să adune atâta lume. Și mă uitam și ieri, când a fost expoziție de cărți, cred că unde sunt și pe acolo, acum sunt reviste acolo. E un segment din literatura română contemporană foarte important. Revenit aici. În spatele meu, din păcate, asta e. Este plasamentul. Nu i-am vrut așa. Poetul însuși a vrut asta. Se află Ionescu, care este unul din poeții foarte importanței ai noștri de astăzi. Lipsește din juriu, a plecat. Mai devreme, Alexandru Cistelecan, care din criticii literari cei mai importanți pe care are, oricum, pentru poezie, cel puțin, contează enorm. Ia uite-l. Gelul Dorian e acolo. Ia în spatele. Eu le-am spus, nu vreau să vă iau fața, că voi sunteți vedetele, dar așa m-au șezat ei aici, în față. Nu-i prea bine. De aceea, Maria Spiridon, Radu Florescu, de la Piatra Neamț, o mulțime de nume, Nicolae Panaite, care a venit din altă zone, a plecat, din păcate, Aurel Pantea, unul din mari poeți tragici ai, pe care avem acum,
Sunt ația colegi pe care le cunosc de aici, din Bacău. Uite și pe Calistrat Cosin s-a ascuns acolo sub o șapă, el crede că nu-l recunosc. Dar, mă rog, o să scrie o epigramă despre mine și o să mă critici pe aici pentru un ziar și o să aflu și eu despre asta, să știi că asta aflu. O satiră, nu mai da. Da. Sunteți oameni minunați, aveți și istorie și cultură, nu că vă spun eu. Eu nu fac decât să constat, nu vă fac compliment acum. Nu fac decât să constat lucrurile astea și care sunt de bun simț. Și mai ales mai sunt tineri, iată investiție, tineri care fiecare an participă la festivalul acesta, sub anonimatul, să zicem, al unui pseudonim, și apoi când se dezleagă, se văd lucruri importante. Sunt oameni că deja, aș spune pe cale de consacrare, dar am promis lui Victor că nu spune nimic despre jur, despre premii. O să îmi permitem să spun atunci, când va fi să se întâmple premierea. E și o televiziune, asta e ceva extraordinar, eu am mai văzut asta, adică și vă asigur că merg eu cam pe multe locuri, cu asemenea întâmplări, dar o televiziune ca și în televiziunea literară, eu n-am văzut. Nu am văzut și nu am auzit. Am luat și licență, se cheamă Televiziunea Literară. E extraordinar. E chiar superb asta. E să șoptești pe către Ioan Iscop ca să nu greșesc cumva. El este cenzorul meu și suflăr. Când la teatru, actorul l-am avut, excepțional, am și suflăr. Eu sunt ăsta care țin discursul pe aici și care vă plictisesc. Gata, încheie acum repede și-l dau pe Victor. Jurul pentru cuvântul, pentru cuvântul de bună seară. Iată că avem un alt membru al jurului, critic literar, poet și traducător, bucureștean, Joe Vasile. Tot un bună seară, dar să fii și mai lung decât ăsta, că chiar plecăm acasă. Exclusiv, două cuvinte. O să mă scol și eu în picioare, după exemplu maestrului, și să fiu poate de Bacău, nu prea mă leagă nimic decât Bacovia, actorul Geo, pe care îl cunosc din spectacole de la televiziunea bucureșteană, vedeam, ați rulat, ați jucat în piese și cu drag vă felicit pentru colajul din Bacovia, care nu mi-a fost dat să aud în viața mea atâta frumusețe și actualizare, aderență la epoca pe care o trăim, și ați confirmat actualitatea acestui enorm, acestui mare poet, anticipator și profetic în același timp, că iată că trăim, ne-am întors la vremurile anticipate de poezia lui. Ce mă mai leagă? Și ultimul lucru care mă mai leagă, adică felicit orașul nostru pentru această televiziune. Nu vreau să limit pe maestru, pentru că este inimitabil, Ioan Holban. Într-adevăr, n-am întâlnit, și am destui ani, n-am întâlnit o televiziune dedicată exclusiv literaturii, poeților și prozei. Pentru că, trebuie să recunoaștem, literatura a fost întotdeauna o cenușă rasă față de celelalte arte sau isprăvi spirituale ale omenirii. Și nu vorbesc de timpurile moderne, ci din totdeauna, din păcate. Joe n-a vrut să mă întrebe, dar vreau să vă spun că ieri a spus un poem dintr-un volum pe care nu știu dacă l-are, că văd că are numai o altă original. Un volum de traducere din Bacovia. Și era ce bine era să fi spus plumb în limba italiană acum. Fără să mai citim varianta românească.
Are un volum pe care l-a prezentat el la liceul Vasile Alexandri. Da, l-am, dar excepțional. Mă jenez. Nu, dacă citești numai în italiană și cu asta basta, ți-ai făcut cartea de vizită. Dragul meu, mulțumesc pentru invitație, dar nu știu dacă organizatorul va fi de acord. Eu deocamdată discursul, dialogul, urmează și după aceea. Hai să vedem să terminăm cu bună seara, maestru. Eu am spus bună seara. Da, mulțumim frumos pentru... Seara de la scriitorul și redactorul șef al revistei Cronica Veche. O să aveți și că aici sunt niște exemplare. Nicolae Panai, din Iași. Chiar n-am fost pregătit pentru momentul ăsta, nu mă așteptam, n-am fost în juriu. Ce să vă spun? Sunt surprins, dar o să vă spun doar două gânduri. Revista Cronica Veche am primit în acest an, 50 de ani de la apariție, Cronica Străveche, primul număr a apărut în 1966. De 6 ani noi edităm, tipărim la Iași, în condiții grafice și nu numai grafice, mă refer la calitatea textelor pe care unii dintre dumneavoastră le-ați trimis și au fost găzduite de revista Cronica Veche. De 6 ani o publicăm. Este o revistă de atitudine, este o revistă de cultură, are trei, să spunem, structuri, cronica actualități, cronica literelor, cronica artelor și nădăjduim cu ajutorul organelor abilitate. De acolo, abilitate, să avem continuitate. Uitați-vă că rimează. Mă bucur să... El are, de fapt, un volum de versuri, se cheamă Secetă, și un volum foarte frumos de poezie și îmi spune de Cronica Veche și palierile ei. În loc să-i spun poem de acolo. Vezi, nu m-a ascultat. Da, deci... Nu m-a ascultat. Să citesc un poem? Nu m-a ascultat. Nu, nu, bună seara. Deci ai spus că e membru al jurului, fiindcă, evident, am aflat de acela spartământ, am primit niște peșcheșuri și am văzut să-i se primineze o carte. Eu am rămas la același doi, n-am primit nimic. Peșetri, jur cum n-ai primit doi, dar am martor. Ne-ai dat 1.000.000 de euro dimineață în capitate. Ajungi. Un alt membru al jurului, Alexandru Cistelecan, tocmai a plecat cu Aurel Pantea. Nu știu cum Dumnezeu se întâmplă în ultimii ani, că se suprapun festivalurile de la ăsta, Bavalgarda, cu cel de la Cluj. Și iată că se întâmplă de genul ăsta, care nu sunt prea fericit. Membru, celălalt membru, primul meu rol, de președintele l-a angajat prin niște convențele, este Vasile Spiridon Bocoanu, nostru, devenit de o perioadă. Eu l-am trecut din Piatra Neamț ca să fim oleacă mai internațional, că dacă cel din Bacău, dar are din Bacău și se are parte din Bacău. Deci Vasile Spiridon. Asta e din țară, din România, nu e din Bacău sau din Piatra Neamț. Da, Liviu Stoiciu, când m-a văzut prima dată la Piatra Neamț în 1990 sau 91, nici nu credea că nu sunt bucureștean. Uitam prin revistele bucureștene, eram la Buceafăru, aveam rubrica aproape permanentă. Dar, da, sunt și din Piatra Neamț, sunt și din Bacău. Deocamdată sunt în orașul și lui Alexandri. Toată lumea știe că Bacău este orașul lui Bacove, lui Bacovia. Țin minte că și în transmisiile sportive, Gheorghe Minoiu spunea, dăm legătura în orașul lui Bacovia. Echipa din orașul Bacovia. Ce legătură avea echipa de fotbal SC Bacău cu Bacovia? Nu prea știu. Probabil că devenise tuturor suspectă sau știu eu, prin apatia cu dar care Bacovia a jucat fotbal în echipa națională. Nu, nu, a făcut gimnastică. Asta era altă treabă. Însă probabil datorită apatiei cu care jucau, că acum nici mai știu nimic de echipa lui Bacovia. Din orașul Bacovia, probabil, vom avea cândva o echipă din orașul lui Alexandri. Dar Bacău o să trage de la Bacovia? Indiscutabil, indiscutabil. Eu cred că avea ceva legătură. Golul istoric, ce se întindea de la o poartă în altă, probabil. Da, ce vreau să vă spun... Bună seara, pentru că pentru asta m-a rugat să spun bună seara și să spun că mă bucur că sunt în orașul dumneavoastră. Nu știa domnul Munteanu de, că sunt locuitor al municipiului Bacău și de asta m-aș trecut, pentru că aș fi din Piatra Neamț. Dar sunt și din Piatra Neamț, nu mă supăr absolut, absolut deloc. Și ce ar vrea să spun, să aduc o laudă directul acestui centru,
Dacă nu ar fi fost el, probabil că acum nu mai eram niciunul aici. De cel puțin 10 ani, cred că s-a luptat foarte mult ca să fie centrul George Apostol, pentru că alții ar fi vrut să facă altceva și vă dați seama ce ar fi putut să fie aici, în locul centrului Apostol. Orice vă gândiți, orice... O plajă, uite acolo o plajă, orice vă gândiți dumneavoastră, la pește, orice vă gândiți dumneavoastră, da. Da, de asta zic că... Mă bucur că a reușit să facă ceea ce a făcut din acest centru. Nu este aici, ca să mă auzim. Domnul Petome, că... Plecat, foarte bine. Da, mulțumim frumos. Îmi retrag ce am spus. Da, bine. Vă mulțumesc. O pom bună seară din partea unui... dintre cei mai autentici, mai mari poeți contemporani, Ioanes Pop, de la București. Dar cu cât mai scurt cu putință. Dar eu nu sunt membru al juriului. Păi, deci, nu se știe până la urmă. Bună seara, Coșu. Considerați-mă nul până la... Da, bună seara, Coșu, spui mai. Măi. A, bună seara, sigur. Păi, da. Bună seara, dar considerați-mă de eșalonul 2. Bun. Felicităm pe unul de cei mai mari poeți la ora de față. De asemenea, le invităm să ne zică bună seara pe... Spuneam azi la Biserica Sfântul Ion, pe unul dintre cei mai importanți lideri culturali, formatori de opinie publică națională, directorul revistei Hiperion din Botoșani, un om care ține festivaluri importante, ce face aici, nu-i nici pe un sfert de ceea ce face el acolo, Gelu Dorian. Încă ziua, bună seara! De multe ori le-am spus ieri bună ziua, în biserică azi, Doamne ajută, vă spun și bună seara, desigur, aici și la centrul George Apostol. Da, reprezint revista Hiperion, revista care s-a născut aici la Bacău, în corpul revistei Ateneu, cu 35 de ani în urmă, într-un marsupiu. Nu puteam face reviste atunci în vremea aia și am găsit acest subterfugiu, cultura de atunci, George Șaucu, cu Sergiu Adam, și am scos acea revistă Căiete Botoșenene, care s-a transformat imediat după 90 în revista Hiperion, cea mai longevivă revistă de cultură din orașul Botoșan. Vă spun încă o dată bună seara și bine v-am regăsit. Bine găsit și eu. Să vedem laureații, că ei care stau foarte în față. Stau pregătiți cu zgoaje. Hai să dăm premiile. Deodată îmi face absolut o deosebită plăcere să-l avem în mijlocul nostru, în mijlocul avangardei, pe unul dintre oamenii importanți ai poeziei românești, ai culturii românești, un om de caracter. Conduce, de, am înțeles, vreo 20 de ani în revista Covorbiri Literare și inclusiv revista Poezia, o să aveți aici exemplare. Trebuie să auzim salutul redactorului șefă românești, Tasea Maria Stăvără. Bună seara și bine am găsit. Într-adevăr, revista Covorbirii aia e stată la 150 la 1 martie anul ăsta. La anul va avea 150 de la Paița Crezului Nou. E cea mai importantă și cea mai longevivă revistă în cultura națională. Este revista care a dat direcția cultură, cultura românească. Practic, 1 martie 1867 poate fi considerată ziua de naștere a literaturii românii moderne. În istorie din 1995, se ține revista cât mai aproape de ceea ce a fost prima serie a revistei Covorbiri și cred că reușim. Ne-am propus, pentru a marca prin Segovine cei 150 de ani, să scoatem, să edităm un corpus de texte ilustrative. Am deja primele două volume aici și unde se lasă aici la Centru Cultural Noi ne-am propus să scoatem 12 volume de texte ilustrative. Sunt texte care sunt mai puțin cunoscute, nu? Sunt critice în Romanescu sau, știu, articole obișnuite, ci vor să fie și reușesc să fie o oglindă a epocele pe care a trecut revista Covorbiri, vorba aia, 3 secole și 2000 de ani, a trecut revista Covorbiri Literare. În același timp, trebuie să subliniem faptul că, practic, cu o frumoasă metaforă de prefață la volumul al doilea, Covorbiri Literare a fost și un manual de construit o țară.
Asta a făcut Comovinte. A construit o țară. A arătat ceea ce trebuie făcut. Pentru că prin Comovinte are, juremiștii comoviniști le-au impus fotografia pe care o practicăm acum, fonetica și așa de parte. Deci, nu mă propun acum să fac o lecție de istorie literară. Sunt în oraș, că sunt aici. Revista Comovinte, numărul ăsta, de exemplu, a publicat despre George Bacovia. Uitați, fotografia de George Bacovia aici, deci considerăm că, măcar faptul că a dat un poet din mărimea lui George Bacovia și Bacovia foarte important pe harta culturală a României. Așa cum orice localitate în care avem șansa să există un poet, o două există pe harta României, pentru că a existat George Bojnu Capul. Sau Târnișiua și cu Prislopul, pentru că a existat Rebreanu. Lancrăul, pentru că a existat Blaga. Așa și Bacovia, Bacovia există în primul rând, pentru că a existat Bacovia. Vă mulțumesc și o seară bună pe voi. Mulțumesc. Bună seara, vă spun și eu. Voi interpreta o piesă dragă mie, sufletului meu, pe versul de Cornel Calben, Piatră de nepiatră. Chip de piatră, nu de rupt. Piatră din cea crevene, imensă, nu-mi se vede. Să nu-mi se mene. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chinul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chinul, arde-n chinul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul, arde-n chipul și mă iartă. Piatră stinsă pe vecii, să nu mă știe nimenea, nimenea, să nu mă știe. Piatră a zvârlit în râd, nimeni să mă țină în frâu, nimeni, nimeni, nimeni să mă țină în frâu. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul, arde-n chipul și mă iartă. Nu mă propun așa.
ca să semnalizăm prezența fiecărui participant, mai cu seamă cei din afară, adică două, trei vorbe, ca după aceea să trecem la premiere. Fiindcă dacă am dat cuvenit măcar de vreo 10 minute la fiecare, evident că n-am ajunge la o formulă prea clară. Îl prezint pe prietenul meu din tinerețe, un poet autentic, un om deosebit, Radu Florescu de la Sărănț, care îmi face bucuria să fie prezent între noi. Era pe aici, uite la pe Radu. Bună seara, eu sunt Radu Florescu de la Piatra Neamț. Sunt foarte bine. Așa da, așa mai merge. Profesorul universitarul Constantin Parascan, scriitorul de la Iași, care are legături cu Bacău. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă întorc la locul nașterii mele și al bunicilor și al tatălui meu, mă simt mai fericit sau poate atât de fericit precum sunteți dumneavoastră când închei în clipa asta. Să fiți sănătoși! Dar nu, înainte de a saluta prezența co-organizatorului acestui festival, antrenorul emerit și omul de cultură și omul deosebit, urmaș al fiilor al boierilor Leca, Dumitru Leca, dar un bună seara și mai scurt decât... Bună seara! De afară, dacă mai este cineva, îl avem acolo ascuns, de la Odobești, Bilul ăla, trezut. Ioan, Culiță Ioan Ușurelu, filolog, directorul revistei Salonul Literar, organizator și de festivalul și tot așa mai... Așa cum a spus mai bună, nu știu seara. Da, bună seara, așa cum a spus și ieri, reprezint revista Salonul Literar, e fica mea, bună, nu vitregă, o iubesc foarte mult, vă iubesc și pe dumneavoastră, vă admir, vă invidiez chiar pentru ceea ce faceți aici și sunteți un exemplu extraordinar pentru mine, mă voi strădui să fac și eu la Focșani măcar jumătate din ce faceți dumneavoastră aici. Succes pe mai departe. Dumneavoastră, domnul Victor și cu domnul președinte al jurului. Vă felicit. Da, mulțumesc. După aceea se mai poate spune vorba cine dorește, dar cel mai bine este să trecem în momentul ăsta, punctul culminant, să-l rogăm pe președintele jurului acestei ediții să ne spună ce a însemnat, ce este. Și puteți spune ce s-a întâmplat la jur, organizare, în sfârșit, de aici ai șef, este dumneavoastră. Eu nu mai răspunde nimic. Mie îmi place că Victor e un om foarte disciplinat. În sfârșit l-am disciplinat după 3 zile și zice, băi, eu te-am scopit tine astăzi. În seara asta, adică. Eu mă predau acum și-a predau președinția și iar devine și ea. Nu spun lucrurile acelea, a fost greu, jură, deliberat, știți toate vorbele astea, că a fost mai greu decât în alți ani și etc. Ceea ce pot să spun este doar că ce s-a prezentat la festival și cărți tipărite pe secțiunea aceea, dar și manuscrise în cuvânt impropriu, că nu mai sunt manuscrise acum, sunt printuri pe calculator sau cum să le zici, așa, dacă nu da nici așa, că nu ce uite la mașină. Mă rog, le spunem manuscrise, dar cu această precizare, sunt foarte valoroase. Mai vreau decât anul trecut. Eu întâmplarea face că știu și s-a întâmplat anul trecut. Astfel încât pot să spun asta cu mâna pe inimă. Acum, o să vină și momentele acelea, anticipez puțin. Să știți că satisfacțiile într-o viață ale unui critic literar sunt puține. Și în general, nici nu se văd. Eu tot timpul sper, când găsesc un, mi se dă un manuscris, fie aici sau la Junimea, la Iași, unde m-a făcut Teatrul Asociat, sau când iau o carte pe care nu o cunosc și o comentez, să fiu și eu ca Maiorescu, mare norocos al literaturii române, care a dat peste Eminescu. Ia să vezi.
ce noroc cu el. Și de Caragiale și de Creangă. E, firește că visăm frumos, dar nu știu dacă se va împlini lucrul ăsta. Să-l ai într-o viață, sub ochi, prin Eminescu sau prin Creangă sau prin Caragiale. Dar, în orice caz, e o mare satisfacție, de pildă chiar anul ăsta, la această ediție, când constat că sunt anumiți măcar doi de aici, premianți, care vin să confirme niște, nu speranțe, ci niște investiții simbolice, care sunt simbolice, evident, ca și milionul ăla de euro, foarte simbolice, vă dați seama. Sunt nimeni simbolice, e un capital simbolic care noi lucrăm aici. Asta este foarte evident. Pierre Bourdieu are o carte celebră despre asta și care se cheamă, chiar vorbește despre capitalul simbolic. Acest capital simbolic este mai valoros decât capitalul monetar la un moment dat, asta e altă discuție. Dar ce suntem noi aici în sala asta? Facem câteva milioane de euro, dacă ar fi să traducem, capitalul simbolic care se află în fiecare din această sală. Dar nimeni nu face asta, Banca Națională nu se ocupă cu așa ceva și nici nu vreau să se ocupe, nu vreau să sfârșesc în subsolul Băncii Naționale unde se ține și pe tezaurul sau aurul. Și nu vreau acolo, eu vreau aici, pe terasa de la George Apostol. O să spun despre confirmări când va veni vremea lor. Acum vreau să știu, Victor, mai fiecare, fiecare membru ajuns, după aceea, la sfârșit. Îți mai fac o singură întrebare. Observați. De unde să încep? Să mai spun și ceilalți. Da. Subordonații, să dăm cu deja subordonații. Hai subordonat, adică două vorbe. Zice ce faci? Așa s-a învățat să fiu subordonat. Nu, așa zice, mă, nu vezi că așa zici. Păi începem cu mențiunile, nu? Nu, nu, nu începe cu nimic. Nu știu ceva. Președintele și nu vrea acord de premiul grupului. Nu știu ceva de judiciare. Calitatea lucrurilor. Da. Ce să zic? N-ați venit o problemă. Dacă l-o fi citit, cum v-aș? Dacă nu v-a dat o notă, nu vreau să-l citească. Sigur. Am pus o notă comună, e foarte simplu, scriitorilor profesioniști. Din moment ce sunt profesioniști, față de cine să-i raportez, la cine să-i raportez. De exemplu, am avut volumul de poezie al lui Radu Florescu. Ce notă să-i pun lui Radu Florescu? Față de la cine? Păi nu știu, dacă este, îl leau drept etalon pe Eminescu, cred că-i dăm un 5, îi dăm domnule Casian, îi dăm, nu? I-am dat 10 de mult, dar asta... Deci de asta spun că e... A fost o... Nu, nu a fost o nicio corvoare, așa este. Noi suntem rutinați în privința aceasta. Chiar rutina a devenit la noi. Suntem în mai multe jurii literare, ne înțelegem foarte bine. Pilele mele le trimit la el, el le trimite la mine. Și spunem foarte simplu, dacă cineva ne roagă ceva, spunem, îmi pare foarte rău. A venit altcineva cu rugăminte înainte, așa am vrut vremul să acordat deja. E foarte simplu, am găsit soluția. Da. Nu, este totul acesta de curs în limitele obișnuite, în limitele normale, la fel ca și colegul nostru, președintele nostru. Și eu aștept ca Lovinescu să nu vină acasă. Nu, dar să încalce pragul la un virtual cenacul, marele poet. Pentru că el vorbea despre venirea lui Ion Barbu în momentul în care Alexandru Vlacuță decedase. Sigur, așteptăm și noi de mulți ani, iată, poate de secoli, să vină marele poet, să avem această șansă să-l premiem de marele poet. Cine știe? Așteptăm. Așteptăm și provincia. Da, domnule Joe, dacă aveți ceva... În Italia. Nu pot să o imaginare. No, grazie, ta. Deci eu am luat în foarte serios jurizarea și chiar am citit cu toată seriozitatea și mi-am tratat concurenții, competitorii. Deci nu am făcut concesii de vârstă. În sensul că, domne, sunt începători. I-am tratat ca pe confrații mei.
Deci, de aceea se pare că am fost la fel de exigent ca domnul organizator aici, poetul Victor Muntan. Se pare că notele noastre sunt foarte apropiate. Bun. La poezie. Nu citesc numele. Nu citesc principiile. Am apreciat. Poftiți? Mai mărim un pic suspansul. Dar nu mai povesti. Eu citam, eu vă spuneam ce am apreciat, ce și vă dați seama pe ce, cum lucrez eu însumi, care fac și o poezie. Și am aici chiar așa și am motto. Și vă dați seama imediat ce am apreciat. Deci, zice așa. Adevărul nu este în lucruri, ci în limbaj. Wittgenstein. Nu există poezie de dragoste fără cruzime. Bun. Marian Moore. Lao Tzu. Ce contează să cunoști lumea fără să o iubești? Bun. Domnilor, iată criteriile mele la poezie. Am apreciat cinismul, tandrețea, verslibrismul, autofiction, biografismul, dinamita metaforei și tehnica stupefacției. Într-adevăr, expresionismul, neo-expresionismul, cum a spus domnul profesor universitar ieri, vis-a-vis de Aurel Pantea, domnul profesor Cistelecan, un exeget de elită al poeziei românești, nu am apreciat arborescența, discursivitatea, glisarea spre locul comun, clișeul melo la poezie. La proză pot să spun și la proză? Da, David, să merge la vedeți la viitoare, că deja, în principiu, aveți niște principii, sunt foarte frumoase de președinte, deci vă sunt convins că admirați pe aspectul ăsta. Avangardismul ăsta, avangardismul, nu, n-am auzit de avangardism. Ei, aici, probabil că nu... Tatăl, părintele tuturor avangărzilor se numește Arthur Rimbaud. Mulțumesc! Până ce președinte șeful nostru să intre în funcțiunea propriu-zisă, zic totuși să o luăm de jos în sus. După cum ați văzut, am anunțat, se acordă aici două premii la două instituții diferite. Aminteam de Asociația Culturală Familia Leica, care a luat în serios, ca de obicei, în ultimii ani de când colaborăm, de când co-organizăm acest festival, și să-i dăm cuvântul președintelui să ne spună ce a ales și ce a decis despre premiul de Dumitrule. Aș vrea totuși să-mi permiteți, chiar dacă vă reprezintim două vorbe, pentru că am ascultat cu foarte mare tristețe ce ne-a spus directorul acestei instituții, actorul Geo Popa. Și vreau să vă spun, și cred că istoria familiei mele îmi dă girul, să pot să afirm, istoria familiei care a fost, se identifică în multe momente ale ei cu istoria Bacăului, și cred că îmi dă girul să afirm, prin ce mi-a învățat tata și bunicul meu, și prin ce am văzut la dumneavoastră în anii de când colaborez cu Victor Munteanu, să afirm cu toată tăria că Bacău are, a avut și va avea și istorie și cultură. Iar vorbele unor neaveniți nu pot să ne deranjeze prea mult, mai ales că ne-au învățat în ultimul timp cu vorbe potrivite, cu
calitatea umană pe care o dețin. Emile, anul acesta pe care le acordăm, primul este acordat poetului Calistrat Costin. Pentru debut sau pentru ce? Debut? Nu, pentru volumul lumea se depășește. Pentru operația care a venit. Președintele filialului în scriitorul Bacău. Mă, Victoria, mi-ai făcut o surpriză acum. De, o familie. Și... mulțumesc foarte mult, domnul Rega. Mulțumesc. Bun. Doilea premiu se adresează unui alt poet bacăuan, domnului Teodor George Calcan, pentru volumul Anul Soarelui Șarpelui Gircon. Aici chiar mi-a făcut o surpriză. Nu mă așteptam. Mi-a sumat de euro să nu l-au declarat. Că... bine. Mulțumesc mult. Mi-ați dat un ghiont să merg mai departe, să știți. Și vă promit, așa, să știi, sunt câțiva oameni care știu că mă ține cuvânt, că foarte repede va veni cu un volum surpriză pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult! Acolo am depășit momentul respectiv. Acum cred că e momentul vicepreședintelui Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancicov, profesoara Alina Munteanu, să nu dăm tipului statuiete de unii la altora ca să încurcăm treburile aici. Fundația Culturală Georgeta și premiile anuale ale Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancicov, din juriu făcând parte eseistul Dan Iacov de la Piatra Neamț, Dumitru Brăneanu de la Bacău, pentru proză, de fapt, poezia începe. Pe la poezie s-a acordat pentru cartea lui Ștefan Balău, care a deja o carte premiată și la Sighetul Marmației. Deci, să găsim un tai, să vedeți, să ne găsim numele, este să găsește așa ceva. Ștefan Balău. Uite acolo, să vină domnul să-și le ia. O carte cu adevărat bună și demnă de... acest juru l-a ales pe Timaru, Ion Timaru, care unde este? Care este acolo și Timaru. Nu dăm un premiu lui Paul. Mulțumesc, da? Sunt deosebit onorat. Sunt onorat pentru că primesc un asemenea premiu în prezența tuturor creatori valoroși și promit că voi continua pe această linie. Mulțumesc mult, o seară frumoasă! O altă premiu pentru volumul de proză se acordă prozatorul Adrian Lungu. Nu vă vreau să credeți, ok? E o taină. Taină, tot e taină. Taină. Nu știu cum se face, dar primele mele două cărți au fost premiate de o revistă cu greutate. Următoarele au fost premiate de festivalul lui domnul Victor. Ciudat este că domnul din spate, președintele jurului, a fost de fiecare dată președintele jurului. Și de fiecare dată mi-a făcut un jur. E ceva la ajut dacă vine în aici. Dar n-am pregătit tot ce eu, un milion ăla de euro. Ei, de aici încolo, dăm sarcea să scap de toate treburile astea, președintele jurului, care... de aici... Eu acum am fost provocat de domnul Geo Vasile și i-am să-i spun. A zis că este înainte mergător avangard întotdeauna, între principiile pe care le avea acolo la minus era cu Melo și atunci vă recit din Rembo o strofă. Oisive jeunesse a tout a servi par délicatesse j'ai perdu ma vie. E cam Melo așa.
mă rog. Ei, dar era un melo. Ei, era un melo mai rimbaldian. Melo multiplu. Da. Să luăm cu deputanții. Uite, să se potrivește. Aici e simplu. Am primit 22 de slujbe de concurenți pe printul, n-am zis, spun așa, că nu sunt manuscrise. Le-am citit sub motor, toți membrii jurului. Am pus câte o notă fiecare, la fiecare concurent. Domnul Victor Montean a primit notele, a făcut media și ne-a trimis media. A ieșit 7,50 sau 7,80 sau 8,90 sau cum a ieșit. Așa încât toate e limpede, din punctul ăsta de vedere. Ce constat și îmi place grozav, e că premiul pentru poezie, premiul 2 și premiul revistei Convorbiri Literare, se înmânează domnului Corneliu Ioan Drăgan, un tânăr debutant, după ce am citit eu deslegarea de la Vascui, am citit deslegarea motorilor, am constatat cu surpriză că acum când mă întorc la Iași de luni, primesc un volum al său care urmează să apară la junimea la volum debut. Și iată ce confirmare la ce confirmare de valorică la festivalul de aici, premiul revistei comunitare, premiul Pornirul Ceafru la Botoșan și iată va debuta în volum în toamna aceasta la editura Jumea. Bravo, domnul Dragă! Cu organizat nu dă nimeni nu rău, domnul, mai cu suprește, domnul, voi, la smembre, rezervă, și pe mai și nu mă bagă în seama. Premiul 3 și premiul revistei Cronica Veche se acordă doamnei, domnișoare, Ruxandra Magdalena Manea, profesor limba franceză la Colegiul Național, dr. Ioan Meșiță, din Brașov. Mulțumesc! Citări și la mine, confirmat. Dar unde e domnul Panaiti? Acilea, credeam. Cu el trebuie să dansați brașovean, ca acum. Eu văd că de un trambou. Mulțumesc! Cel care a făcut posibilă venirea mea aici. Să acceptă și Demi. Și David Tango, dar nu e... Brașovean, ca fost. Așa am spus jână mâini. Se acordă domnului Bogdan Alexandru Percu, student la filosofie în anul al treilea, în cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj. Dă norocul membrii jurului că sunt diplomat de comandă, așa că... La președinte, la tine vicele. Să iau foile și părăcite. Da, da, da. Eu zic, vreau să vedeați cum voi. Da. Am coborât dimineața în mijlocul păsării, acolo unde copacii nu începuseră a crește, după cum nici oamenilor nu le ieșiseră picioarele în afară, ci trăiau cumva fascinați de viața peștelui. Am coborât pasărea în mijlocul dimineții, dar n-am putut înțelege legătura dintre logici și cea mai frumoasă femeie care ar putea fi iubită, decât sub formă unei posibilități la fel de mici ca cea desemnată de Tank pe nisipul unde nebunul și înțeleptul conturau geometriile lumii. Am stat într-un picior în mijlocul aspru al mâinilor mele și am simțit, într-un mod natural, cum râurile se aruncă mai abitir și cu nerv din părul unei femei ca o junglă, unde prădătorul pândește la fel de feroce ca o metaforă bine plasată între două mici puncte. Am vorbit de stazele lumii cu doi dintre preoții cei mai dăruiți și fără de rest. Am păcătuit. În chipul acesta și-aș fi păcătuit în oricare altul. De asta natura îmi dăduse doar unul. Am vorbit într-un mediu cult, elevat, despre lirismul fumului de țigară, răspunsul tuturora referindu-se la genialitatea țigării și a meșterului ei, dar sub nicio formă la poezia posibilă înscrisă în ea. Am cerut mamei la naștere moartea vremelnică, dar neintenționată, așa ca un scaun în mijlocul pieței centrale. Mama îmi promisese calea ferată și numărul 21. Așa că am început educația mea cu micile matematici și am învățat să număr. Când eram supărat, număram. Când eram bucuros, mai abitir îndrugam, ca și cum îmi trăiam moartea în fiecare inerție, a trecerii de la capa la capa plus 1. Numărul este numărarea, spuse matematicianul studentului său filosof, dar nu-i povestise de soldații căzuți între cifre și statisticele către care porniseră. Nu făcuseră din matematică o disciplină sinceră,
un organon pentru măsurarea morților și a fenomenului ăstuia de înscriere într-o mulțime. Am văzut pasărea în mijlocul omului și numerele împietrind pe crisparea lui. Atunci mi-am aprins lumânarea și am sperat să dau de matematici mai bune. Mulțumesc! Trecem la proză. Premiul întâi nu s-a acordat, premiul 2 și-a revistit Disco Golul. Păcate, teatrul șef Răzvante a plecat spre Ardeal, dar îl dăm noi. Andreea Monica State, actor, funcționar public, sociolog la Institutul Român pentru Cercetare și Strategie IRE. București. A, dumneavoastră, cred că le faceți sondajele. Mulțumesc din suflet și mă simt onorată că mă aflu astăzi în prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Dar ne dați sondajul acela corect, da? Vă mulțumesc. Cu alegere, că e restul cu alegere. Deci, ar trebui să fie un eșantion reprezentativ pentru asta. Avem o pilă serioasă acolo. Nu ești eșantion reprezentativ. Un poem ceva? Un roman ceva? Vă pot spune o poezie, dacă doriți. Da, sigur. Se poate? Da, sigur. E, dar nu e vorba de proză, domnule, nu e de poezie. Nu, dar și poezie. E proză poezie. Deci nu știu lucrurile ăștia. A, da, sigur. E proză calendar. Vă cineți o poezie? Trebuie să-mi statele sondajului. Poate vă dăm la de poezie. Hai să vedem. Care te alină atunci când ai nevoie? Un gând purtat de vise dincolo de orice bariere. Un cântec ale cărei note îți pot săgeta sufletul. O flacără care se aprinde în ochii tăi. Un răsărit de soare în mijlocul unui potop de neliniște, o adiere modestă de zâmbet, o buburuză când tristă, când fericită, când îndrăgostită. O floare al cărui parfum nu-și pierde din intensitate, o pată de culoare pe pânza vieții. Sunt eu. Tu știi cine ești? Nu. Da, deci vorbează acum, cântăreții noștri nu sunt pregătiți pentru acest lucru. Au pare, de-aia că nu sunt. Scriitorii au pare. Următorul este premiul, ocupă locul acum președintele jurului, Maria Burcă, este din Bacăoancă, din Bacău, din comuna... Din ce comună este? Ungure. Din Ungure, comuna profesoară din limba română. Felicitări pentru premiul ei. Mai bine, abia așteptăm să mai avem pe șoară. Ca să iasă aici. Mai este un membru al jurului, să dați și eu. Promoția creează... Următoare unica de la... Mențiune pentru proză. Mențiune pentru proză, da, băi, să-și facă datoria. Mențiune pentru proză, Violeta Urtea. Bucureșteam că, deci, e singura care n-a putut să vină din niște motive cu prizină. Și pentru proză, pentru debut în volum la proză, cine, Mihai Bogdan Ionescu Rupeanu, avocat din București, felicitări și îți dorim să devii prozător autentic. În sfârșit m-a scăpat că așa de jurile, dar am lichidat. Deci cei până în 47 de ani, i-am lichidat. Da, și n-a terminat. Nu se pune. O luăm de la cap, nu se pune. Așa, dar între timp am primit Maria Burcă, da? Da. Și mențiune Valea Urdă. Care nu-i venit, nu-i venit. Dar eu aveam o emoție aici, pentru că, zice, până la 47 de ani, i-am făcut stagiu în Biblioteca Academiei, adică la sală de lectură, 10 ani. Între 80 și 90. Și mă gândeam că cine știe? Da, nu cred că a fost... Cred că era tineric atunci, nu cred că... Nu cred că am prins-o, ca zic așa. L-am găsit pe Mihai Bogdan Ionescu Rupeanu aici. Tocmai luat, s-a plecat. Tocmai este aici. Da. Era al doilea exemplu pe care vreau să-l dau, pentru că această carte pentru care ia premiu, Strigoiul lui Șuțu, m-a părut la... Am citit manuscrisul, printul, spuneți. Am și prefațat-o, postfațat-o.
N-am știut că a propus-o aici și nu l-am găsit pe listă. Firește că am într-o notă bună că știu cartea. Dar, iată, acum în toamna aceasta o să apară un roman de domnul Safi, care iar l-am citit, se cheamă Ciumă Foaia. Vi-l recomand de pe acum. E un roman splendid despre ciumă, dar nu ciuma în general, ci ciuma aceea de la Caragea încoace până la Ciuma Roșie. O să vedeți, este ceva extraordinar, așa încât domnul avocat produce literatură și dacă îi amețește pe judecători cu ce spune el în proză, asta e clar. Avem o justiție în sfârșit. Mulțumesc! Este o plăcere să mă aflu pentru a doua oară la acest festival. Ce pot să zic, când am pus punctul final strigoilor care mă bântuiau, trimițându-i în celălalt capăt al țării, am crezut că oarecum le dau o viață de sine stătătoare, numai că am trecut de la o bântuire, deci de la un scenariu de tip horror, într-unul de thriller, Lanțul. Rămânem legați și acum nu mai sunt eu cel care îi duce pe ei, ci ei sunt cei care mă poartă pe mine din nou la Bacău și vă mulțumesc foarte mult! Ajungem și la secțiune o elitistă neapărat, dar și chiar un scriitor profesionist și asta este. De fapt, scriitorii sunt sau nu sunt. Ei scriu cărți bune sau proaste. Nu sunt amatori și profesioniști, sunt, iată, dumnealui nu-i membru unei scriitorul și scrie cărți foarte bune. Da, asta este o poveste pe care o dă apartenență la un sindicat, că în fondul meu scriitor este un sindicat. O să iau secțiunea aceasta de la cu cel mai simplu, că lipsește Aurel Pane. Primește revista Dictatura, Artă și Cultura anului 2005, reprimește premiul Discobolul, revista care apare la Alba Iulia, pentru șef Aurel Pantea, unul din mare poeți tragici pe care avem, dar revista Discobolul e foarte vie. Nu se sinucide, văd că merge în continuare. Eu am spus că dacă Aurel mai rămâne acolo multă vreme, va termina într-o groapă, dar de asta o groapă rea, sinistră, cu mult sep în ea, pentru că el este un tip care se duce în lumea aceasta pe parola de negru, tot timpul. Discobolul este o revistă bună, care apare la Alba Iulia și eu mă simt foarte confortabil, știind că apare asemenea reviste în țară, ce anume, Discobolul, Alba Iulia, Arca la Arad, Familia la Oradea, Vatra Târgu Mureș, la Iași, la Botoșan Hiperion, la Iași, știți foarte bine, la Bacău, Ateneu, Plumb, Vitraliu, iată unde e. Domnul Popa, să-mi dea revizit. Sau nu mi-a dat. Așa. Așa încât îi s-a acordat acest premiu, dar vă se pune pe-n portă, sau? Absolut, vă întâlnește cortea. Ei, acum avem un moment foarte greu. E vorba de Fețe jupuite și e vorba de carte de interviuri, carte de interviuri anului 2015, Ioane Spop, Fețe jupuite, 12 interviuri cu Ioane Spop, editura Casa de Pariuri Literare București. I-am luat fața de la început, dar el a avut așa. Mulțumesc. E o zi mare poezi pe care avem. Nu e vorba de fete jupuite. Fete. A spus fete, domnule. Ai înțeles fete? Da, mi-a sărit țâul din... Așa mi-a sărit mie. Așa mi-a sărit mie în urechile. Aceasta este cartea, dar pentru care o literă foarte mică. Eu o să vă rog să mă lăsați să citesc un scurt poem care nu apare aici. Mă întorc acasă, după ani și ani de umblat prin București. Și mă întorc cu o plasă goală în mână. Și iese ea la poartă și îmi zice, păi, dragul nostru, parcă ai zis că mergi la câștig. Parcă ziceai că tu, în 2 ani, o să câștigi cât alții în 4. Și uite că acum n-aduci nimic. Ba, uite, dragilor, chiar nimic am câștigat. Și aduc atâta nimic acasă,
cât n-a putut aduna nimeni în ăștia 2 ani. Nici n-am putut căra de unul singur atâta nimic cât am câștigat. În urma mea vin carele încărcate cu nimic, gata să se rupă sub greutate. Când o să se deșarte toate în curtea noastră, nimeni n-o să aibă atâta nimic ca și noi. Într-un an, doi, o să fie mai căutat decât aur. O să vindem din el numai când va fi la mare preț. Fiți siguri, dragilor, atâta nimic n-are nimeni. 2 ani am tot adunat numai cu gândul la voi. Acum să știți că despre nimic nu scrie numai el, mai scrie și Ioan Moldovan și... Da, acolo este mai nimicul, aici e nimicul, dar este excepțional. Da. Cartea de eseu, anul 2015, îl ia Dan Iacob de la Nistru până la Nisa, editura Eikon București. O mică precizare de asta. Foarte recent, adică astăzi, a prins niște pacienți cu cărți de la Eikon, care înseamnă, de fapt, ediția a doua cărți, pentru că în 2015 au apărut un număr de exemplare din cartea aceasta. Să nu vă induc în eroare eseu, că nu mai eseu acolo. Eu am profitat de îngăduința lui Victor Munteanu și l-am rugat frumos să mă lase 2 ore, cât au fost ei la biserică. Eu merg acolo în fiecare duminică la Sfânta Parascheva și deci am zis că poate că pot să lipsesc azi și mai apuc Dumnezeu pentru asta de la biserică și a fost o sărbătoare importantă azi. Și am încercat că să lipsesc alea 2 ore de la prânz, din programul de astăzi, ca să mă uit puțin. Și prin cartea asta să văd dacă și cu aia de anul trecut, vis-a-vis de asta de anul ăsta. Vă asigur că nu, să nu credeți, cumva că e așa, sunt niște eseuri foarte docte, cu bibliografie așa, eu mi-e îmi place să spun așa, cu subsoluri puternice, mari, ca ugele vacilor olandeze. Nu, e o carte foarte frumoasă, fluentă, este și o autobiografie, vorbește de părinții săi, de bunicii săi, dar așa este eu, evident, cu Noica, evident, cu despre legiune. Știm foarte puține lucruri și amatoristic, așa, de după ureche și strecurate, susurate, ăsta e cuvântul, susurate în ureche de propaganda comunistă înainte de 89. El are aici suficiente probe și documente ca să ne spună că nu-i chiar așa. Și cu Nichifor Cane, și cu Eliades, cu Cioran, și cu toți cei care au fost învinuiți, e chiar și astăzi. Știți probabil, asta este absolut strigător la cer, că acum nu știu câte luni s-a votat în Parlamentul României, nu știu ce lege sau nu știu ce ordonanță sau nu știu ce Dumnezeu, cum că nu e voie să mai vorbim de legionari. Și dacă vorbim de ei scrie melodios, ne bate la ușă cineva. Și eu am crezut că e o glumă, că e o tâmpenie. Și am vorbit la Timișoara cu colegul Mircea Mihăieș, care mi-e și prieten, și m-a întrebat și cu... și când mi-a spus că e ceva urât. Stimați colegi, putem canonul de grație în care ne aflăm acum, în mileniul ăsta, primarul de Timișoara să vină să spună retragem numele străzii Petrețuțea. Pentru că Petrețuțea a fost un legionar. Și o să vină nu știu cine să le aresteze. DNA-ul sau nu știu care. Dom'le, este extraordinar. Dacă eu nu mai pot să scriu acum despre nici Eliade sau despre Țuțea, păi cam așa se vine. Și nu-i prea bine. Da, Horea Vintilă. Și Horea Stamatu, dar de ce nu? Dacă e vorba că am o frică, să fac asta, înseamnă că ceva nu e în regulă deloc. Dar deloc. E o poveste aici și e o chestie trecută prin Parlament care cred că e abulit. Și Mihaiești a luat atitudine? Bineînțeles că l-a luat și am luat și chiar și eu atitudine. Încât îl feliciți pe domnul Dan Iacob pentru cartea aceasta, dar nu în asta neapărat stă interesul cărții. Între altele veți găsi și documente de acolo excepționale. Documente, documente care sunt din... foarte puțin circulate, ele se află fie în arhive, fie la sala 3. Da. Fosta sală 3, cine știe... Academie. De la Biblioteca Academiei. Unde nu intrai decât cu... pe 3 luni, un alt spaiz ăsta special. Și intrai, eu am avut acolo, pentru că lucram la
cercetarea în istoria literaturii la Institutul Filipine, dar n-aveam voie să comentez nimic după ce ieșeam de acolo. Făceam finșe, le puneam frumușel, dar de comentat. Etin Arcadia e. Da. Încât, domnule Iacob, felicitări. Bravo! Bravo! El este un bon viveur, așa, dar vă asigur că e un tip foarte profund. Felicitări, doamne. Bon viveur. Cața? Bon viveur. Păi dacă ai dat-o pe italiană, nu știu, francez, și-am de la povestește. Numai o secundă vreau să spun. Da, da, corect. Sunt legat de Bacău de... Bon viveur. De aproape 30 de ani, de când sora mea s-a căsătorit cu... un bărbat din Bacău. Mama mea și-a petrecut ultimii ani în Bacău, dar din 2012, când domnul Calistrat Costin m-a primit aici la filială, sunt și membru a unui scriitor filial la Bacău. Iată, acum 2 ani l-am cunoscut pe Victor Munteanu, m-a invitat anul trecut la Avangardă, am fost impresionat de ce oameni poate să adune în jurul lui și iată anul acesta primesc acest premiu. Vreau să vă spun că am primit până acum doar 2 premii. Am primit în tinerețe un premiu acordat de Fundația Daniel Turcea, poetul, și un premiu anul trecut la Piatra Neamț. Dar acesta este cel mai important premiu pe care îl primesc pentru o carte a mea la vârsta de 56 de ani. Vă mulțumesc! Daniel Turcea a fost primul poet al sentimentului religios în literatura română contemporană, după Nichifor Cani și Radu Gins și ceilalți interpreți care au sfârșit prin pușcării. Cu o reconversie fantastică. Vă imaginați un tip rebel complet în 69, care scria un volum de versuri Entropia extraordinar. Și după 10 ani trecea în zona cealaltă a poeziei, chiar de amvor, unul dintre ele. Asta e discuție pentru altă dată. Când o să mă invite Victor Munteanu să povestesc despre Daniel Turcea, vin cu mare plăcere. Poezia religioasă. Și în general pe poezia religioasă. Sentimentul religios. Poezia religioasă e negumet. Acum se acordă premiul pentru cartea de proză anului 2015. Domnul Ion Fercu, pentru Ostaticul Umbrariei, și Umbrarea este un, prozatorii, nu toți, dar mulți dintre ei își fac un teritoriu așa, al lor. Umbrarea este teritoriul domnului Fercu. Care e corect? Umbrărie? Nu, Umbrarea. Nu cred că e de la Umbrărie, cred că e Umbrarea. Explicați unde va veni Umbrarea. Da, fără îndoială, este vorba de Umbrarea, Ostaticul Umbrarea. Am vrut să scriu o poveste despre viață-moarte, o poveste despre minunat păcătoasa lume de aici, o poveste despre lumea doldoră de misterii de dincolo, Umbrarea, și se pare că dacă onoratul jurul meu umbre a zis că a ieșit ceva din ceea ce am vrut eu, din intenția mea, a ieșit ceva. Mulțumesc tuturor, mulțumesc Avangardei, mulțumesc și Centrului de Cultură, în care mi-a lansat această carte, atunci când prietenul meu, Gheorghe Iorga, traducătorul din persană, spunea că la primele 250 de pagini, la fiecare pagină voia să se sinucidă. Noroc de faptul că am scris și ultima pagină și a scăpat viu. Vă mulțumesc și vă aștept în Umbrarea. În Umbrarea ne așteaptă adică în utopie, că dumneavoastră e profesor de filosofie și ne face o ambuscadă așa într-o utopie. Ne atrage cu... fac așa poezia persană, să știi de o marca ea, mă aducem aminte de un poem, cum e acela superb, cum e o cotul de pâine și o cupă de vin auriu și tu lângă mine cântând în singurătate, și când nu va spune din astea versuri, din astea de caiam, ne pune Umbrarea și zice, hai în Umbrarea, că e bine acolo, ia uite. Și cu, da.
Mergem. E totul un roman istoric, nu? Ei, da, da, este o utopie. Pentru cartea de poezie a lui 2015, acest premiu primește Radu Florescu pentru Călătorii amânate. Radu Florescu, așa, eu tot timpul am avut senzația că e un om al pădurii. Stă pe undeva prin păduri, mi-a dat la un moment o adresă de poștă, satul nu știu care, nu știu comună, să-i trimit o revistă, m-am executat. Nu știu unde stă el, dar cred că stă prin păduri. Odată l-am întrebat când soția mea se ia de capul meu să ne facem casă, ia ca ce să vezi, nu știu unde, să ne facem casă de lemn. Și l-am întrebat, măi, să fac, casă de lemn? Nu spă, măi, că e rea, că se strică, se întâmplă fenomene cu ea. Și nu mi-a făcut. Dar uite că... Eu mă munte lui, dar nu asta. E, vine din zona aceea superbisima. Și mai ales vine dintr-o prietenie mare cu Aurel Dumitrașcu, un poet pe care îl consider unul din liderii din anii 80, a dispărut meu să odihnească, dar sunt destui în urma sa, primul care țin o memorie, e memorie vie, și una dintre ele este chiar Radu Florescu, și care scrie cărți de poezie, nu replică neapărat sau în oglindă cu cele, sau poeme, în oglindă cu cele scrise de Aurel Dumitrașcu, dar sunt poeme care completează, cum să spun, sunt de acolo, creează un univers. Să scrie el cu casa din lemn de cireș roșu, să vă spun ea cum e cu casa aceea, extraordinar. Am citit cu mare... Lemn de cireș amar. Amar, pardon. Lemn de cireș amar. Am greșit cu roșu. Nu știu la ce mă gândeam, cred că am văzut ceva roșu pe aici. Asta fi dacă vrea să o faci. Da. Este un poet excepțional și foarte discret. Nu e vocal, apare prea des în presă, nu critică guvernul, nu scrie pe Facebook, nu ceartă lumea scriitorilor, se împacă ăsta cu Casia Marea Spiridonim, împăcat, cu Gelu Dorian îți prieten, bântuie prin Bacăurii două zile, nu mai prins, am pus să beau și o bere cu ei și n-am putut, că merg pe rău, că mergem la Bacovia, mergem, nu știu unde, ne plimbăm, ei doi. E, o să aflu eu ce făceam. Mă rog, o să mă mai gândesc, o să aflu eu. Vă asigur că nu plec de aici fără să știu ce au făcut ei zilele astea, prin drumul alea pe acolo. Felicitări la cuvânt. Felicitări jurul aici, mă. Tăitor, în sfârșit, premiul de excelență pentru calitatea prestației cu stază. Spune ceva, Pardon? Dreptul la replică. Vreau să mulțumesc jurului. Aceasta este cartea care o a apărut anul trecut la Jumina. Dar acum o să vă citesc un poem din altă carte, care se potrivește mai bine cu stilul lui Bacol. Ce răsare te-am invitat, dar nu știam cum vrei. Alții m-au refuzat pe Am sufletul greu. Când duci totul în derizoriu, nu-ți mai rămâne nimic. Intri într-o casă, ieși din alta, umbli pe străzi noaptea târziu, căutând o ieșire. Pustiul cărnii freamătă de atâta viață. Venind din veacul trecut, sunt un om viu, gata să se strecoare în biografiile voastre. Am pentru voi zahărul în sânge, stresul, insomniile și un întreg arsenal de depresii. Mai am pentru voi dragostea și un câmp albastru plin cu flori de cucută, unde să vă plimbați ori de câte ori vă simțiți sufletul greu. Atât de greu, încât din obișnuință, în jurul vostru totul se prăbușește. Venind din veacul trecut, nu vă mai ascund nimic. Port în suflet o mare și nesfârșită tristețe care nu vă costă nimic. Bravo! Avem și vremea premiului de excelență pentru calitatea prestației culturale la revista Convorbiri Literare în anul 2015, pe care îl ia firește atunci șef, directorul reviste și editurii, ca seama aestrii doar, totuși vreau să fac o precizare. La ce a spus Castian mai devreme, a spus cu drept cuvânt că revista Convorbiri Literare a creat
societatea în ceea ce sunt, se numește suprastructura ei, ca să vorbesc în limbajul filosofilor, a creat societatea românească. A creat civilizație. El vorbea de limbă, de limbaj, așa e. Dar au fost serii din această revistă, cum ar fi aceea lui Țigara sau Mărcaș, crea deja un magazin. Dar citeau oamenii acea serie pentru că acolo erau cum să îngrijești stupii de albine, sfaturi pentru țărani, pentru oameni care lucrau pământul sau care aveau o apicultură sau alte lucruri de genul ăsta, astăzi depărtase de zona de așa. Lucrul cel mai important, totuși, în 1918, s-a avut România Mare, primul ministru Brătian s-a dus la negociere de pace la Versailles și a trântit pe masa, așa se spune, a trântit pe masa tratativilor colecția revistei Comorii Literare spunând: domnilor, o națiune care era asemenea revistă merită un loc în față la negocieri. Este fantastic. Lumea cam uită. Dar ca să mergi, ce-ar fi acum să meargă, nu spun cine persoană importantă, Becher, cu revista Comorii să o depună la Bruxelles? Nici să uită la ea! Deci ce cu asta? Ce vreți de la noi? Lăsați-ne, că nu știm să citim. Dați-ne un stick. Dați-ne un CD. Dați-ne... Extraordinar. Și noi departe. Sunt 100 de ani totuși. Și Dumnezeu. Să meargă Brătianu, primul ministru al României, cu colecția revistei Comorbidea de la origine până atunci, a trântit-o, se zice, pe masa aceea și a spus o națiune care, o asemenea publicație, merge în locul față. Iată. Ce moștenire duce în spate, ca seama lui Astridor, o să acuși destul de grea. Șef al Comorii Literare, sunt, ca să facem o statistică, al doilea ca perioadă de domnie la revista Comorii Literare, ghilimele, pentru că Iacob Negruțe a fost șeful revistii timp de 28 de ani, practic 25 de ani a fost continuu, după aia 3 ani a fost cu echipă. O să te ajutăm să-l depășești. Da. O să-l ajutăm să depășească. Eu, oricum, am 22 de ani și mai am propus și am propus să-l depășesc. Te ajutăm. Acum, cele din seriile Comorii Literare, prima serie este cea mai importantă, pentru că acolo publicau Creagă, Caragiale, Slavic, Emilescu, Maiorescu și așa mai departe. Dar, în continuare a celor care au venit atunci, apare Iorga, Petrovici, ce vreau să mă sugerez că, de exemplu, seria Torumuțe, o să-i găsiți acolo pe Elicioran, pe Noica, pe Eliade, deci, inclusiv în medalioane, că făceau perioade câte un medalion. Deci era și a reușit să fie o oglindă a societății românești în cei 150 de ani, iar faptul că Brătianu a cerut revista la Trianon, acolo, la când Paris. Așa, a cerut-o pentru că ungurii spuneau că nu suntem o țară guvernabilă, nu suntem capabili să le guvernăm. Și atunci a cerut în țară să le aducă colecția de Comorii, a pus-o pe masă și a zis, dom'le, o revistă care poate să facă... Și a trântit-o, așa se zice. Bă, a trântit-o. Dacă poate avea oportunitate, 50 de ani o revistă de genul ăsta, atunci da. E clar că nu poate fi pus în discuție capacitatea unui țări de a se autoguverna. Ceea ce, apropo de Bruxelles, în 2004 a fost la București și am lansat actuala formă a revistii, format carte, și spuneam atunci că
prin această lege se povitea și lui Iovăutare. Și ce am promis s-a întâmplat, am uitat în Iovăutare. Corect, dar așa zice el. Mă pune să mai știe și altceva de care nu știam. Avem și niște diplome de onoare. Și chiar îmi face o mare plăcere să înmânez eu, dacă el n-a vrut, eu să-i fac. M-a delegat pe mine. Așadar, se acordă o diplomă de onoare domnului Dan Bogdan Hanu pentru participarea activității festivalului. Bogdan, un poet admirabil din generația mai tânără decât ăștia care ne aflăm pe aici. Postmodernist. Și care... Asta cu postmodernismul mai vorbim o dată, domnul Chisloviu, de postmodernism. Am îndoi el mari cu termenul, dar oricum, vorbim. Dar da, să-ți dau diploma, poate o citești pe ea. Da, mulțumesc și o să încerc să fac o reverență poetică. Convalescent cu fața umană la perete. Convalescent vorbind prin somn, pentru ca măcar unul să rămână treaz, ținându-mă încă de partea asta, departe de faptele apropiate, născute, nu făcute încă, convalescent cum soarele în coborâșul său de arpentor celest, de Michelangelo autist mișcându-se pe boltă, prin site și cheaguri încălcite să-și cearnă în falsete epopeea destrămării, întăcută neodihnă, însă îi lez și eu cronica gigantică a urcării câinilor la cer, de lângă noi, pe căi atât de depărtate nouă. Doar despre viață vorbesc, ca și cum doar despre ea ar fi vorba, o fac până ce prinde un luciu straniu, de viață care n-a fost pe placul lumii, acuzată că pune botnițe surdine, face adică literatură sub acoperire. Cum își dezvelește babuinul colții departe de leu, cu o candoare care împarte cu vanitatea nu tocmai îndepărtatei sale rude, doar o cu contemporaneitate la plic, pulverulentă, fără mod de administrare. Nici pe placul literaturii nu i-a fost dat să fie. Lipsește ceva aici, în această mică provincie metafizică, iar amintirea lui luminează poate prea tare. Când pietrificată de melancolie, tăcere în cădere liberă, nimic mai mult, viața se duce la fund, cercurile lăsate deasupra ar putea fi literatură sau cu totul altceva. Poate aureolele unor sfinți topiți unul într-altul, cum matrioștele mai mici în matrioșca maximă. Cândva s-a plâns mult, praful nu pare să-și amintească nimic despre mările rezemate aici. În peștera cea de toate zilele, învârc capul și șoptesc. E doar acomodare cu aerul tare, anabolism mistic. Un proces, domnilor, un ritual, robilor. Mulțumesc! A doua diplomă de onoare se duce la domnul Nicolae Panaite, poetului Nicolae Panaite, pentru același participare a acestui festivalului Nicolae. Autorul volumului de versuri Secetă. Lăsați-mă cu cronica veche, e bună, e foarte frumoasă, dar Secetă, dar ce cauți acolo? Care, asta e geanta mea. Eu mulțumesc frumos, dar cred că o să-mi schimb trupele față de poziția Victor Munteanu, pentru că mie nu mi-a spus absolut nimic. Dacă spuneam să capă, păi dar de ce să-mi spune onoare? Mă pregăteam și eu dacă îmi spuneam. Mulțumesc, Victor, pentru onoare. Un poem la întâmplare de 10, da? Da, de 10, da? Hai, stau de altă parte. Din secetă. Dar unde-i secetă? Am dat-o. E la mâna ta. Este... E mâna dreaptă. E mâna ta. Poftim ochelarii vechi. Ochelarii, care mi-a niște ochelarii. I-am dat-o... Pepe, i-am dat-o lui Ioanes Pop. Ce anume? Secetă este mâna ta. Asta da, asta da. Dan Hanu zice, am și iau ceva de acasă. Unde se acum să vedem unde sunt ochelarii. Vreau să vă spun că... Nu, stai cu fața la public, nu doar tu ești la mine. Băi, stai cu... Imediat, așa, așa ne-am dat. Este un gest intim ăsta ca să stai cu ochelarii. O să prefacez... Nu prefața, ci trece. Acest poem, nu în două minute, gata, cu un...
cu un moto din Dan Laurențiu. Vă mai amintiți de el, da? Da, mare poet. Și poet creștin, ultimament. Zise un bătrân sihastru, de pe un munte măiastru, numai sângele albastru ne va scoate din dezastru. Mantaua. Un amar de ani am lucrat la o manta mare cât mine, numai bună de încăput sinele. După ce am terminat-o, nespus de greu, am reușit să-l îmbrac și să scap de el. Când credeam că am reușit, am văzut pe podeaua trupului un fel de pleavă în sfâșier, care vai a încolțit. Vremurile au putrezit mantaua, căzând la picioarele sinelui ca un lut secetos. Rămas singur, gol și dezorientat, sinele a făcut ceea ce știa mai bine. S-a întors, a dat buzna, îmi tot bate întâmplă, îmi închide zilele cu un zăvor mai greu decât noi amândoi. Strigă! De ce m-ai uitat? De ce te faci că nu mă cunoști și nu mă îngrijești ca odinioară când în jurnalul tău eram trecut primul? Urzește-mi o altă manta, să pot trece prin viața de acum cu tine de gât, ca pentru un șir lung de prizonieri în care primul să fii pe de-a întregul chiar tu. Vă imaginați-mă așteaptă, nu? Plec la Iași cu el, el conduce mașina. Nu știa unde e cartea. Am niște emoții extraordinare. Eu să vă mai spun două cuvinte. Deci, păi stai că nu i-am dat terminat, domnule. Răbdare dragă acolo, ce faci? Contestați-l la sfârșit. Ai descoperit un plagiat? Nu cred. Că aici nu se pune. Nu s-a terminat. Nu se pune plagiat. Avem... Păi nu se pune, că suntem mai mulți care știm totuși textele. Am dat priva... Acum vă fac o mărturisire, sper nu să supere cineva pe mine. Componentul 21, care avea o piesă de teatru, nu a primit note la mine, că eu am, cred, este un text din Cehov. Asta ca să știți, nu a primit note, niciun fel. Așa, în sfârșit. Diploma de onoare se acordă domnului Gelu Dorian pentru participarea la acest festival. Acum, el nu respectați îndemnul lui. Pentru că are un volum de versuri superb, care se cheamă Închizi pe deasupra și zbori. Deci nu prea bine se întâmple asta, nu prea bine să faci în furia. Mulțumesc, mulțumesc, Victor. Mulțumesc, păi, eu n-am cartea la mine, că îmi port bagaj la Casian, dar sunt sigur, dacă îmi aduc aminte... Ești sigur că acolo? Dacă aduc aminte ceva, da, cred că o să spun un poem lung. Pisica. Toată viața a prins șoareci și acum îi învață să facă găuri în Schweizer. Misiunea, meseria extraordinară de președinte se încheie aici. Eu am fost două ori. Alții sunt mai mulți, dar eu îți mulțumesc, mi-ajunge. Mi-ajunge astea două ore, domnul, stai să știu. El m-a investit și acum îmi predau această, cum se cheamă ea, demnitate, nu știu ce, rang, chestie. Misiune. Așa da. Misiune. Închei președinția mea la juriu de la Bacău, dar trebuie să-mi acorde totuși această licență, ca să prezint un poet foarte important din acest festival, care nu a avut parte de prezentări, decât de alte manevre, și care se numește Victor Munteanu, prizonierul tăcerii. Să-l invit să citească măcar un poet. Hai. Asta e sigur.
de rog. O carte recentă apărută foarte frumoasă. Cel mai scurt. De care scrie foarte frumos și Ioanes Pop, scriu și Ioanes Pop. Dar chiar îmi vine să citesc poezia asta. Dacă... Te rog foarte mult. Aceea, prima. Cu adevărul te urmă. Care o laudă Ioanes Pop. Nu cumva cămașa ta descheiată la piept este cămașa lui Iuda? Nu, îi răspund liniștit, bându-mi cafeaua cu prinsă. Nu că aș vrea să te necăjesc, zice, dar cămașa asta pe care o porți nu e cămașa lui Iuda? Nu, domnule, zic, privind îndelung la cel din oglindă și o mulțime de ochi mă urmăresc cu mare atenție. Și totuși, îmi zice, din întâmplare, cămașa asta furisită și tare neagră pe care o îmbraci, nu e cămașa trădării pe care o știu? Nu, doar ți-am mai spus, zic. Și sorb încet din cafeaua fierbinte. Mulțumim pentru... Așa, deci am început cu... Am predat... Cu un actor, cu actorul irepetabil care este directorul acestei instituții, Joe Popa, îl invităm să încheiem tot într-o formă. Cine n-a avut probleme cu inima? Sau cine nu are probleme cu inima? Sau cine nu va avea probleme cu inima? Eu vă invit mâine la ora 17:30 la Centrul de Cultură George Apostu pentru o electrocardiogramă prin intermediul imaginii și a muzicii. Cu Dalida Bădescu și ansamblu Arheus. Apoi pe 12, 13, 14 octombrie la Simpoziul Național de Estetică. Acum aș mai vrea să vă mai spun doar atât, că îmi dau seama că înțelesul vine uneori mai târziu. Și eu chiar am înțeles. Am înțeles de ce sunt încă viu. Eu am citit numai ultima pagină din romanul lui Ion Fercu.
Dragi Sătane, vă mulțumim pentru atenție, pentru participare, mulțumesc special juriului, ați văzut că sunt scriitori autentici și au făcut o muncă absolut importantă. Din ce în ce sunt mai bucuros la o ediție la alta că această jurizare, dacă din 200 de participanți găsești un singur scriitor autentic cu viitor, este deja, scopul festivalului este împlinit. Iată, Ioan Holban, anul trecut, întâmplător, l-a identificat, jurul, când am luat pe nimeni, pe avocatul care, cum te cheamă? Ionescu Lupean. Ionescu Lupean, care este, unde ești? Ești aici. A primit, trebuie să a luat premiul de proză anul trecut, ca dintr-o dată să mă trezesc cu el premiul de debut în proză. Vă dați seama că din oricine la debut în proză e cam probabil acolo. Și uitați-vă și la Drăgan, de la acolo. Da, da, și Drăgan care e de acolo. O să aveți surprize la ea. Iată că acest festival își atinge scopul.